La doctor, noi suntem aici să vă amintim că din când în când mai trebuie dat o fugă și pe la doctor, mai ales cu ăla micu, ce nu tot timpul vorbește despre problemele lui. Doamna doctor Roxana Cozubaș este medic primar oftalmolog și doctor în științe medicale. Vorbim despre conjunctivită și copiii cu conjunctivită. Bună dimineața! Bună dimineața! E ușor de dibuit că la micu are conjunctivită? De obicei, mesajele părinților sunt la modul cel mic s-a trezit cu ochii lipiți. Asta este primul lucru de care ni se spune, despre care ni se spune. Și ulterior, după ce reușesc să facă igiena, descoperă că au și niște ochi roșii, îi deranjează lumina. Simptomele sunt destul de evidente. Nu trebuie neapărat să-ți spună cel mic că îl deranjează ceva, te prinzi și tu ca părinte. Ce se întâmplă noaptea de nu putem deschide ochii dimineața? Ce curge? De unde curge? Noi avem niște glande lacrimale, așa le numim, care secretă lacrimile, respectiv ceea ce simțim în momentul în care clipim, și lacrimile care ne curg atunci când plângem. Acele lacrimi, din păcate, ajung să fie și rezervorul unor bacterii sau al unor virusuri care se înmulțesc peste noapte. Practic, neavând această clipire naturală pe care noi o folosim ca să spălăm suprafața ochiului, peste noapte bacteriile și virusurile se înmulțesc la suprafața ochiului și apar aceste simptome. Bun. Dar ei sunt lipiți cu lacrimi, practic. Cu lacrimi și cu secreții purulente. Deci așa nu sunt lacrimile din melodia în lacrimi. Nu. Eu glumesc. Evident, mai e ceva acolo de stau atât de lipiți. Mai degrabă seamănă cu secrețiile de la nivelul nasului atunci când suntem răciți. Încep cu începutul. Ce face părintele, în afară de faptul că face două atacuri de cord când nu deschide copilul ochii, mai ales dacă e foarte mic? Poate la micul chiar plânge. Ce face el? Mușețel? E cea mai la îndemână metodă și cea pe care noi o spunem clar nu. Niciun fel de ceai nu este bun la nivelul ochilor. Ai zis zâmbit, îl aveam de când era mic. Este mult mai la îndemână să folosim apă călduță cu pur și simplu apă caldă simplă, dacă nu avem nimic la îndemână, sau mai există șampoane speciale pentru zona ochilor și foarte la îndemână este șamponul special pentru copii, acela fără lacrimi. Deci cel pe care îl folosim efectiv pe suprafața corpului sau a capului copilului, care spune că nu atacă ochii, respectiv că nu produce lacrimi, poate fi folosit și la nivelul ochilor în astfel de situații. Bine, dar nu e lipici, adică se desfac. Bun, apă caldă și răbdare, da. Ce facem mai departe? Mai departe e bine să evaluăm cum arată suprafața ochiului. Dacă albul ochiului este roșu, dacă este curat, dacă ni se par vasele de sânge foarte dilatate, dacă cel mic se ferește foarte tare de lumină. Există un semn pe care noi îl căutam foarte repede, respectiv fotofobia. În momentul în care deschizi lumina, el pur și simplu nu mai vrea să mai deschidă, efectiv nu dorește să aibă parte de lumină, lăcrimează foarte intens și clar dă semne de durere. Adică un copil mic va spune, au ochii, duce mânuța la ochișori, astea sunt semnele de urgență în care ar fi bine să ne îndreptăm către un medic. Bun, mergem la medic. Ce se întâmplă acolo? Examinăm suprafața ochiului cu ajutorul unei lumini și ne asigurăm că nu există răni pe suprafața ochiului. Una este să existe o conjunctivită, adică aceste secreții și poate un pic de lăcrimare și o fotofobie așa ușoară, și alta este să existe chiar o poartă de intrare, o rană pe suprafața ochiului prin care pot intra germenii în interiorul ochiului. Ce ne dați? Picături, pastiluțe, injecție? Este una dintre cele mai frecvente întrebări. Picături care, da, trebuie administrate în ochi, pentru că una dintre marile nebuloase este cum prinzi acel mic personaj umblător prin toate colțurile casei să-i pui picături în ochi. Da, avem tot felul de variante, inclusiv cea mai la îndemână este cea în care le spun părinților să se trezească noaptea și să le pună în somn. Sunt copii care dorm suficient de profund și atunci, da, dacă îi prinzi cu fața în sus, le poți pune o picătură, una aici, una dincoace, cu ochișorul închis și în câteva momente va intra acea picătură. Oricum e mai bine decât să o pui cu forța în timp ce el plânge, pentru că se va spăla mult mai repede. În câte zile trece o conjunctivită la copii? De cele mai multe ori e cam ca și răceala, 7 zile cu tratament, o săptămână fără. Okay. Numai că de multe ori părinții se alarmează și într-adevăr pot exista și alte simptome care să ne ducă spre complicații și atunci preferăm să inițiem un tratament în câteva zile. Eu personal le spun părinților cam vreo 24-36 de ore să urmărească dacă au răbdare, să facă igienă, există și șervețele speciale care mai scad un pic cantitatea asta de bacterii de la suprafața ochiului,
fac această igienă, acele o zi și jumătate, dacă nu e mai bine sau se agravează, ne apucăm să dăm tratament. Am 3 întrebări tâmpite, dar să știți că așa sunt părinții. Le aștept. Întrebarea 1, o putem confunda cu altceva sau e cam clară treaba? E destul de clară treaba. Ce diferă este etiologia, adică factorul care a dus la declanșarea ei. Putem avea conjunctivită bacteriană, virală, alergică, de multe ori se amestecă între ele și atunci pentru un diagnostic diferențial trebuie să ne vedem. Deci nu putem zice, bă, ăsta mic a sudat și uite ce s-a întâmplat. Și l-a prins flama. Întrebarea 2, îl ținem închis în casă sau poate să o dea mai departe? Atâta timp cât este o conjunctivită cu secreții, exact ca și atunci când ai secreții la nivelul nasului, ești contagios. Și atunci, dacă ai copilași prin preajmă, dacă cel mic este în colectivitate, e bine să fie cât de cât izolat. Și atenție de asemenea și la bătrânii din familie, pentru că am avut bebeluși de 8 luni care a dat conjunctivită virală mamei, tatălui, bonei și bunicii. Ai de capul meu, ăla micu trebuie închis. Și ultima întrebare pentru care sunt sigur că nu sunteți pregătită. E mit sau realitate că dacă unui adult cu conjunctivită îi pune un sân de mamă, lapte proaspăt de mamă în ochi, trece mai repede decât cu orice pastilă? Ai să râzi, dar am și un articol pe blog pe această temă, respectiv leacurile bobești în oftalmologie, mit sau realitate. Sunt studii făcute pe așa ceva, sunt oameni care s-au ocupat cu acest lucru și au declarat clar că acest lucru nu ajută. Deci, laptele de la sân nu este o variantă. Deci vă mulgeți pentru orice altceva, nu pentru ochiul soțului. Roxana Cozubaș este ușor de găsit online. Uite, poate prindeți acest articol chiar pe blog, pentru că între consultații mai și scrie, se pricepe bine la copii, e bine să luați informația de unde trebuie. Mi-ați distrus 2 mituri astăzi. Pauză, ne vedem imediat.